O femeie de 31 de ani și-a pierdut viața, iar alți patru pasageri, dintre care doi copii, au fost răniți în urma unui grav accident care a avut loc aseară la ieșirea din municipiul Turda spre Alba Iulia. După primele cercetări, polițiștii clujeni au informat că accidentul s-a produs pe fondul unei depășiri neregulamentare. Șoferul autoturismului, înmatriculat în Brașov, a intrat într-o depășire pe linie continuă, a acroșat mașina din față, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în șanțul de pe marginea drumului. Transmite IPJ Cluj. Din nefericire, pasagera aflată pe scaunul din spate, dreapta, a decedat în urma rănilor multiple. Femeia a fost resuscitată de echipajul medical de urgență, dar nu a mai putut fi salvată. Ceilalți pasageri, dintre care doi copii minori de 9 ani, respectiv 11 luni, dar și conducătorul auto, au scăpat cu răni ușoare, mai informează IPJ Cluj.